Cât timp poți să stai fără să dormi? Imaginează-ți că stai treaz timp de 11 zile consecutiv. Exact asta a făcut un bărbat în speranța că va reuși să doboare recordul mondial pentru cel mai mult timp fără somn. Tony Wright, care a reușit să stea treaz timp de 266 de ore, încercând să doboare recordul mondial Guinness, a vorbit despre efectele insomniei asupra stării sale mentale. Cum a reacționat organismul lui după ce bărbatul a stat treaz non-stop timp de 11 zile? Practic, înfometezi mintea rațională, mintea egoistă, de somn, iar bateriile ei se descarcă, a explicat el. Bineînțeles că nu se simte foarte bine, dar dacă mergi dincolo de asta, capacitatea minții raționale de a rămâne la conducere începe să se destrame și ea, iar acolo poți începe să ai o privire de ansamblu asupra celeilalte părți a creierului. Guinness Book nu ține evidența acestui record din cauza riscurilor grave pentru sănătate asociate cu privarea de somn, un fel de moliciune, o stare mai relaxată, adesea mai emoțională, pentru că există un acces mai mare la acea parte emoțională a creierului și chiar se simt destul de bine, pentru scurte ferestre sau chiar un al doilea suflu. Ceea ce m-a interesat pe mine a fost să dau un sens acestui lucru. Potrivit presei internaționale, Robert McDonald a fost ultima persoană care a deținut recordul mondial pentru maximum de ore fără somn. În 1986, acesta a trecut 453 de ore și 40 de minute, ceea ce înseamnă aproximativ 18 zile, 21 de ore și 40 de minute fără să doarmă. Prima persoană premiată cu recordul de insomnie a fost DJ-ul radio Dave Hunter din Florida în 1959. A stat treaz timp de 225 de ore, relatează spynews.ro.